acesta este BMW XM, primul SUV dezvoltat de la zero de divizia de performanță a germanilor. Culoarea exterioară se numește verde Cape York Metallic, iar jantele au diametrul de 23 de inci. Grila Iconic Glow are un contur iluminat, iar farurile sunt împărțite în două. Luminile de zi sunt sus, iar jos sunt farurile LED propriu-zise. Pe lângă această culoare deosebită, avem și o serie de accente aurii. Stopurile sunt și ele LED. BMW XM nu are o singură emblemă în partea din spate, ci două, iar ele sunt poziționate aici ca o trimitere la legendarul BMW M1. Avem patru terminații pentru sistemul de evacuare, poziționate una deasupra celeilalte. Fiind vorba despre un model M, avem și un sistem de frânare pe măsură cu etriere albastre. Tapiseria din piele vine direct din catalogul BMW individual, iar scaunele față sunt încălzite, răcite și au funcție de masaj. Una dintre atracțiile interiorului este acest plafon iluminat cu model în relief. Pe lângă pielea albastră de pe scaune, avem și această piele vintage, maronie, și o serie de accente din carbon. Sistemul audio Bowers & Wilkins Diamond este o opțiune care costă 4.500 de euro. Instrumentarul de bord digital are o diagonală de 12,3 inci, iar display-ul central al sistemului multimedia iDrive 8 este de 14,9 inci. Ambele ecrane sunt integrate în acest ansamblu curbat. Din nou, o caracteristică a modelelor M sunt aceste două butoane configurabile, iar padelele sunt din carbon. Pasagerii din spate au spațiu suficient, iar pentru confort maxim avem și aceste pernuțe. Transmisia automată Steptronic Sport are 3 moduri de funcționare selectabile de la acest buton. În spatele acestui capac din carbon se ascunde o zonă de încărcare prin inducție pentru telefoanele mobile și două suporturi pentru pahare încălzite și răcite. Haionul este cu acționare electrică, iar portbagajul are un volum de încărcare de 527 de litri cu toate scaunele în poziție normală. Iar în această geantă din piele avem cablurile de încărcare. Priza de încărcare este poziționată aici. BMW XM este echipat cu un motor V8 de 4,4 litri, o unitate electrică și o baterie de 25,7 kWh. Ansamblul dezvoltă în total 653 de cai putere și 800 Nm cuplu. În ciuda unei mase proprii de 2,7 tone, mașina atinge 100 de km pe oră în 4,3 secunde și o viteză maximă limitată electronic la 250 de km pe oră. Autonomia în modul pur electric este cuprinsă între 76 și 81 de km. Mașina testată de noi costă 188.000 de euro. Dacă ți-a plăcut review-ul nostru cu BMW XM, nu uita să te abonezi la canalul de YouTube automarket.ro.